Bun găsit la sinteza ziarului de gardă. Bună dimineața de la Düsseldorf, secția de votare din Düsseldorf. Uitați-vă la 5 dimineață, primii oameni s-au donat aici de aseară la ora 11:23. Bună dimineața la toți. Niciodată nu a fost așa ceva. La ora 6, cu o oră înainte, și vin și vin din deal, tot vin și vin. Noi am ajuns la Roma și iată care e situația la momentul actual. Ora 6:30, deja aici s-a format. Este o noutate pentru nimeni că a fost ales un nou parlament, fiind pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, când un partid de dreapta obține majoritate parlamentară. Așadar, în urma scrutinului anticipat din 11 iulie, Partidul Acțiune și Solidaritate merge în legislativ cu 63 de deputați. Comuniștii și socialiștii vor avea doar 32 de deputați, iar Partidul Șor va fi reprezentat de 6 parlamentari, 3 dintre care la moment figurează în dosare penale. Până pe 19 iulie, Comisia Electorală Centrală va totaliza rezultatele scrutinului și va întocmi un raport cu privire la rezultate. Raportul va fi transmis Curții Constituționale, iar magistrații au la dispoziție 10 zile pentru a decide asupra validării sau invalidării scrutinului. Însă asta nu se va face mai devreme de soluționarea definitivă de către instanțele de judecată a contestațiilor depuse. După cum bine știți, ziarul de gardă a analizat CV-urile, declarațiile de avere și cazierele mai multor candidați de pe listele tuturor partidelor care și-au încercat norocul la anticipatele din 11 iulie. Până se vor pronunța judecătorii în altei curți, pe zdg.md puteți citi detalii despre cei 101 viitori deputați. Unii au dosare, alții au averi de milioane, unii sunt la prima lor experiență în legislativ, alții sunt cu 1, 2 sau mai multe mandate de parlamentari în spate. Iar o parte dintre ei au reprezentat anterior alte partide politice. Articolul găsiți aici la secțiunea dosar. Rămânem tot în sfera alegerilor pentru că și acest scrutin a fost caracterizat de tentative de fraudare a alegătorilor. Ziarul de gardă vă prezintă într-o anchetă cum mai mulți alegători din stânga Nistrului recunosc că la scrutinul parlamentar anticipat de duminică au primit bani ca să voteze pentru blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor. Unii au primit bani înainte de a-și exercita dreptul de vot, iar alții după ce se întorceau de la urne și prezentau buletinul în care era aplicată ștampila votat. Au fost și din cei care și-au căutat banii promiși, inclusiv pe la observatorii scrutinului. Era, era. Pentru, pentru Dodon și pe 200. Da, partia socialiste și comuniste. 200? Da. Lângă postul Vamal din satul Dorotskaya, la ora 9:30, un domn în vârstă s-a apropiat de observator Promulec și a întrebat: îmi plătiți ceva că am fost la votare? Eu am venit a doua oară de scălzit pentru Dodon, crezut că poate ceva să câștig vreo 200 de dolari când azi din coce. Păi nu ne-a zis nică, nică, tau, că mulți. Eu i-aduc de la dânsă eu pasportul ăsta, cum se cheamă, moldavski, și-a plus ștamp este și la asta banii, ștamp este, da. Și așa mie mi-a dat. Da. Eu ați venit dacă nu n-ar da bani. Ha, ha, bani. Cum este rusca pasolță? Деньги еще не все дадут. Да, только зависит их количество. Zeci sticli de rachiu, el pe banii ăștia hotărăște viitorul Moldovei. La 11 iulie, moldovenii au trimis în Parlament și câțiva deputați cu probleme penale sau numele cărora figurează în actele de constatare ale Autorității Naționale de Integritate. În lista deputaților PAS am identificat 3 persoane, numele cărora au fost sau sunt vizate direct sau indirect în dosare penale sau acte de constatare ale autorității. În lista deputaților Blocului Comuniștilor și Socialiștilor am descoperit cel puțin 6 deputați cu probleme de integritate. Iar jumătate din deputații Partidului Șor au dosare penale. Este vorba de Ilan Șor, Denis Ulanov și Petru Jardan. Dar mai multe detalii despre problemele viitorilor deputați citiți pe zdg.md. Blocul lui Renato Usatăi a rămas pe din afara Parlamentului, după ce a acumulat 4,10% din sufragii. Nici măcar alegătorii din Bălți, unde Usatăi este primar, nu au oferit blocului majoritate de voturi, lucru care l-a făcut pe Usatăi să își anunțe demisia. Я не могу навязываться людям, если у них есть другие предпочтения.
То, что произошло вчера, еще раз говорю, конкретно в Бельцах, показало то, что бельчане хотят политику, не конкретные дела. Поэтому, значит, решение номер один мое, это я завтрашнего дня выхожу в отпуск, сейчас юристы работают для того, чтобы правильно все рассчитать. Таким образом, должны сделать расчет, чтобы в стране, когда у нас единый день выборов, осенью это, по-моему, 21 ноября, значит, и раз бельчане хотят политиков, значит, пусть выбирают себе политика нового мэра. Я подаю в отставку по выходу из отпуска так, чтобы не затягивать процес для того, чтобы могли пройти досрочные выборы. Odată ce Consiliul Local va accepta demisia acestuia, Comisia Electorală Centrală va fi notificată și va decide asupra desfășurării scrutinului anticipat pentru funcția de primar al municipiului Bălți. 2,33% din sufragii a luat la scrutinul de duminică Platforma Demnitate și Adevăr. Iar în dimineața zilei de marți, conducerea formațiunii, adică președintele Andrei Năstase și cei 6 vicepreședinți, și-au anunțat demisia. Iar Biroul Politic Național a decis convocarea Congresului Partidului pentru data de 5 septembrie curent, unde va fi aleasă o nouă conducere a partidului. Interimatul funcției de președinte al formațiunii va fi asigurat de Dinu Plângău. Ziarul de Gardă a calculat cât le-a costat un vot pe fiecare dintre cele trei partide care acced în Parlament. Astfel, cel mai scump este votul partidului Șor. Din visteria formațiunii s-a alocat câte aproape 64 de lei pentru un vot. Circa 16 lei a costat un vot al blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor, iar cei mai puțini bani pentru un vot au alocat cei din partidul Acțiune și Solidaritate. Este vorba de 8 lei și 28 de bani. De joi, 15 iulie, Chișinăul are un nou viceprimar pe domeniul economic. Este vorba de Olga Ursu, șefa cabinetului primarului Ion Ceban și ex-consiliera fostei primare interimare Silvia Radu. Ursu înlocuiește pe Inga Ionesi, care în luna iunie curent a demisionat din funcție în baza unei cereri personale. Gheorghe Cavcaliuc, al cărui partid a acumulat 1,28% de voturi la anticipate, este chemat la procuratură în dosarul verde de briliant. În campania electorală, acesta a refuzat să se prezinte la audieri, invocând că, în calitate de concurent electoral, beneficiază de garanții. Rămas pe din afara legislativului, Cavcaliuc nu mai beneficiază de garanțiile codului electoral. În prezent, alți 4 membri, printre care președintele organizației teritoriale a partidului condus de Cavcaliuc, sunt cercetați în acest dosar. Iar reprezentanții Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale au finalizat urmărirea penală în dosarul Vento, în care figurează șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție Viorel Morari. Acesta, împreună cu un subaltern de-al său, sunt acuzați pentru 4 capete de acuzare. Exces de putere, fals în acte publice, reținerea sau arestarea ilegală și tragerea cu bună știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate. Acțiuni comise în privința coproprietarilor rețelei de benzinării Vento, conform procurorilor. Unul din 4 moldoveni se află peste hotare, iar în ultimii 5 ani Republica Moldova a înregistrat cel mai mare exod al populației din istoria sa, arată estimările făcute de analistul Expert Group Vyacheslav Ioniță. Potrivit analistului, anul trecut numărul cetățenilor s-a redus cu aproape 48.000 din cauza migrației peste hotare, dar și a sporului natural negativ, adică numărul nou-născuților este mai mic decât numărul deceselor. Până nu demult se scumpeau chiar și de 3 ori pe săptămână, iar acum mai multe stații PECO raportează stocuri epuizate de carburanți. Se întâmplă la nicio lună după ce Parlamentul a schimbat metodologia de stabilire a prețurilor la carburanți, adică petroliștii nu mai aveau dreptul să dicteze prețurile, asta făcând Agenția Națională de Reglementare în Energetică. Acum agenția pune epuizarea stocului de carburanți pe seama metodologiei, care ar fi imperfecte. Raportul Consiliului Concurenței privind piața petrolieră din Republica Moldova, în posesia căruia a intrat Ziarul de Gardă, arată că întreprinderile Rompetrol, Lukoil, Petrom, Bemol,
Vento și T-Rex au încălcat mai multe prevederi din legislația concurenței. Mai exact, aceste întreprinderi au stabilit concertat prețurile la carburanți în ultimii 2 ani. Iar Ucraina a început în această săptămână construcția unei autostrăzi moderne, care va lega Kievul de Chișinău și a unui pod transfrontalier peste râul Nistru. Podul peste râul Nistru, situat între localitatea Cosăuz din raionul Soroca și orașul Iampil din Ucraina, va avea o lungime de circa 362 de metri și va fi construit din mijloacele financiare ale Ucrainei. Iar construcția drumului de acces cu o lungime de circa 5 km, care va uni podul peste Nistru cu drumul național situat în preajma localităților Cosăuz și Iarșnița, va fi executat din sursele financiare ale Republicii Moldova. Atât pentru această săptămână. Dacă vă place ceea ce facem noi, ne puteți aprecia cu un like, un share sau devenind patron pe patreon.com. De asemenea, puteți beneficia de ziarul nostru accesând abonare.md. Numai bine!